Deci astăzi, 21 septembrie, este Ziua Națională a Republicii Armenia și o celebrăm prin într-un eveniment cultural, Zilele Filmului Armenesc, care se desfășoară astăzi și mâine, de la ora 18:30, la sala de festivități a Hotelului Roman. Este vorba de, în prima zi, astăzi, prezentăm filme de autor, scurtmetraje. Proiecția va totaliza circa 70 de minute astăzi. Cei care le realizează sunt regizori armeni, tineri, iar mâine vor fi niște filme de actor în care joacă Florin Chevorchean, care, după cum știți, e și actor și scenarist și regizor și profesor la Institutul de Artă Teatrală. Și în felul ăsta zicem noi că marcăm așa cum trebuie